Săptămâna aceasta are loc cea de-a 41-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ecor Meseșene. Festivalul se desfășoară atât la Zalău cât și la Jibou și aduce în fața publicului ansambluri folclorice din Israel, Italia, Ungaria, Republica Moldova, Letonia și Slovacia. Între 26 și 28 august 2016 are loc ediția cu numărul 41 a Festivalului Internațional de Folclor Ecor Meseșene. Și în acest an, festivalul se desfășoară în parteneriat cu Festivalul Someș Cântecele Tale, astfel că cele două evenimente cu tradiție se reunesc pentru a găzdui invitați din Israel, Italia, Ungaria, Republica Moldova, Letonia și Slovacia. Mai mult, pe scenă vor urca și ansambluri folclorice din țară, din județele Gorj, Olt, Suceava, Maramureș, Alba, Cluj și Sălaj. Vineri 26 august, festivalul va debuta la Casa de Cultură Orășenească din Jibou cu ansamblurile folclorice din străinătate în cadrul celei de-a 30-a ediție a Festivalului Someș Cântecele Tale. Duminică, festivalul se mută la Zalău, unde regalul folcloric va fi completat cu ansamblul profesionist Porolisum din Zalău, ansamblul folcloric Meseșul din Zalău cu soliștii vocali Sava Negrean-Brudașcu și din Muiancu Sălăjanu. Organizatorii festivalului sunt Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Consiliului Județean Sălaj și a Asociației Naționale de Folclor IGF România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău și al Primăriei Orașului Jibou, în parteneriat cu Clubul Copiilor Jibou și Festivalul Someș Cântecele Tale.